Bine v-am regăsit, dragi prieteni, aici la cel de-al treilea episod, cel de-al treilea sezon din acest super career mode cu cei de la Rapid, unde chiar e fain acest career mode. Am încercat, ia uite, și deja două sezoane, aproape aceeași echipă, transferuri, zic eu, realiste, totul e frumos, faza asta cu salariile schimbă, zic eu, complet jocul, cel puțin pentru mine, și desigur, cum bine v-am spus data trecută, am reușit să ne calificăm în grupele Conference League. Clubul a văzut, ia uite că tot două sezoane la rând, locul 2, am o calificare în grupele Conference League. Din păcate nu m-am putut duce mai departe și știu, vedeți că am uitat complet data trecută să ne uităm ce au făcut celelalte echipe din Conference League și îmi cer scuze. De data asta sper să nu uit, să ne uităm împreună și desigur apreciez fiecare comentariu mai jos de susținere sau nu și respectiv idei care le mai aveți de transferuri, de ce să mișcăm și desigur, cel mai important, acel like. Mulțumesc foarte mult! Deci, hai să trecem la treabă și să vedem acest sezon dacă reușim să facem treabă mai bună. Și clar, cum am spus, dar na, tot deviez idei și idei peste idei, data trecută am reușit să ne calificăm în grupele Conference League, ceea ce automat clubul a zis că, uite, e bine, totul e șmecherie, hai să încercăm să facem acel pas înainte și știm că acest pas înainte înseamnă bani. Și, ok, suntem dispuși să mai creștem acolo salariile. Acum, eu zic așa, avem voie toți jucătorii, absolut toți, să aibă 10K salariu. Deci, ăla e așa, până amu erau așa un maxim și încă unul sau doi peste, nu știu ce, acum toți aveți voie la 10K. Și avem voie 3 jucători până în 15K. Ce părere aveți? Eu zic că este mișto, este și realistic și, hei, chiar e mișto faza. Bun, acum, să vedem ce jucători vor pleca, ce jucători vor rămâne, sper să rămână, nu zic, o echipă de-aia mare s-ar putea să îl miște de la noi, de la echipă, chiar dacă eu nu-mi doresc acest lucru. Da, îți dai seama, vine o echipă de-aia mare, cum să-i spui la jucători, bă, stai aici. Ok, l-am vândut pe Ioniță în Portugalia, o echipă bunicică, zice eu, un pas chiar în față pentru acest jucător, un rapidist convins, știm cu toți astăzi despre Ioniță, dar a fost momentul acela să facă pasul acela în carieră de la Rapid spre ceva mai bine și ia uite, bine că a prins, bravo lui și îi urăm mult noroc în aventurile sale. De acolo, din Portugalia. Adică, ia uite, îmi place echipa asta cum sună și așa pare dispusă, să zic așa, să-l ia pe ăsta măcar pe 2 ani, da, deși va evolua și va face treaba acolo, m-aș bucura foarte mult, dar nu se știe. Foarte bine și la bază, ia uite, bază din noastră de juniori, copiii își fac treaba, știi cum zic? vine Lazio pentru Costache! Aici se împute treaba, nu pot să refuz o echipă de nivelul celor de la Lazio. Așa că trebuie să vedem dacă... cât să cer pe el? 8 milioane? Da, fa! Trebuie să cer 10. Wow, Costache la un pas de transferul vieții pentru acest jucător, dat afară de CFR, readus în formă de către cei de la Rapid și ia uite, în două sezoane ăsta, al treilea, ia uite, marele pas la Lazio, fraților. Într-adevăr, a fost un și este un super jucător, îi vom duce lipsa, cum îi ziceam și eu la un timp, că el este Neymar de România, știi cum zic? Foarte, foarte bine a jucat și ne-a ajutat și da, ia uite, poate pleacă și această rezervă de LB. Bun, acum, hai să vedem dacă au terminat scouterii treaba și să transferăm și noi ceva. Ololololo, nu aveam deloc în plan să transfer un portar, dar am găsit aici un portar tânăr, epic, care a acceptat un salariu de 2000 de euro, bro. Cum să nu-l iei? Fiți atenți aici ce o vrolare. 76! Dumnezeule, 76, mă rog, 75, nu știu ce m-a arătat 76, overall, ia uite, la egalitate cu Moldovan, dar asta are 18 ani, bro, și 2000 de euro salariu, fantastic, așa ceva, bro, doar că asta înseamnă două lucruri, fie el vezi că nu știu, fie el păstrește jocul în locul lui Moldovan, dar parcă îmi pare rău de Moldovan,
sau îl păstrezi ca rezervă, dar pe parcă pare rău că să-l păstrezi un asemenea jucător ca rezervă, știi, mai degrabă îl lăs pe ăsta care nu mai evoluează și pe ăsta să-l dau loan. Hai să facem o comparație între Moldovan și noul nostru portar, să vedem care e mai bun. Wow! și nu așa pur și simplu gen wow. Diving, handling, kicking. Nu, într-adevăr, reflexe și positioning. Wow! Wow, 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 Vavrzianiac. Mamă, ăsta e și nume de la polonez, frate, știi, la jet pe jet, știi cum zic? Nume polsca de la pur sânge. Da, acum, oare ce să fac atunci? Cum ar fi să-l dăm pe Moldovan loan? Ha? Cum ar fi asta, așa, să facem o nebunie de asta? Îl păstrez pe ăsta ca rezervă. Știi că n-am, asta e rezerva, asta este și creezi și squadra rotation și așa măcar mă asigur că asta o să fie titular și să vedem, poate reușesc să-i prind un loan bun la Moldovan, că parcă nu pot să-l vând, nu știu ce, nu știu, nu pot să-l vând, cât să fă. Ho-ho, după negocieri nebunești, da, legit nebunești, adică până la final am ținut, haide bă, acceptă și într-un final a acceptat Bruno Costa, un super mijlocaș care am găsit free agent, 78 overall, Dumnezeule, și desigur cel mai important lucru, a acceptat salariul de 10K, deci nici măcar nu se clasează în acei 3 jucători de 15K maxim, deci este super, la urmă urmei cred că e tot îi dădeam acolo respectiv 15, știi, da? E, na, am încercat și bine că am încercat și ia uite-l. Bun, nici nu știu, să-l pun locului Kite sau locului Cicldău, că na, Cicldău nu știu dacă mai evoluează așa, e 7, așa, și locul Kite, cum e, că și Kite e mișto. Hai să fac o comparație între Kite și Emers. Kite e mai bun, Kite și Cicldău e un picuț mai defensiv Kite. Aha, dar na, e bine că măcar avem și rezerve atunci. Super, super, super. Bine a venit Costa. Cred că o să facă treabă bună omul nostru. Ia uite ce stats-uri are. E bine. E un pas mare înainte pentru noi. Un jucător de 77 overall, îți dai seama. E aici și Brabec cu 76. Portarul nostru nou cu 75. Oi. Ia uite-l, Bruma! Îl știți pe acest jucător, trebuie să-l știți, a fost la echipe mari din Bundesliga și după care s-a dus și prin Turcia și ia uite-l pe Bruma al nostru. Bine ai venit Bruma, Bruma desigur l-am adus în locul lui Costache, că mai mult ca sigur cred că va pleca și așa am un super aici jucător pe LV și a acceptat un salariu de 12K, ceea ce mă bucură foarte mult că la început era acolo, scria la joc, știe că jucătorul s-ar putea să-mi ceară 20K salariu și am zis, na hai că e un jucător bun, da, de reușesc la 15. Și am tot intrat la negocieri și ei direct așa mi-au dat 13. Stai, hopa, 13? Accepți 12? Și au acceptat. Și da, ia uite, dacă îl comparăm, clar este, hei, e chiar un improvement față de Costache, nu e exagerat de mare, dar hei, e bine-s, cu fine-s. Asta este într-adevăr, îl mai avem și pe moldovanul ăla acolo, dar ăla e bine acolo să fie rezervă, știi? Nu vreau să-i dau coarne, cum să-l zice, și după aceea, hai bă, fii titular, după aceea stai că am găsit altul și da, înțelegeți voi. Și s-a făcut transferul, marele transfer al verii în Liga 1 a României, Valentin Costache, semnează cu cei de la Lazio, fantastic, 8 milioane, fraților, 8 milioane pe el. Wow, wow, 8 milioane pe Costache, parcă îmi pare rău că na, două sezoane a jucat foarte bine, ați văzut, era acolo la goal-getter, gol după gol, a făcut treabă bună și da, ia uite că acum se duce și Damien Dusaunt, rezerva noastră pe partea aia de LB. Am pus o grămadă de jucători acum la scout, tocmai pe acea poziție de LB, acolo simt că aș vrea așa să cheltui niște bănuți, știi, să fac o treabă bună. Ok, ia uite că se duce ăsta loan, foarte bine, să sperăm că va și juca la respectiva echipă. Și da, ia uite, Bruma, noul nostru LV, poate reușim și noi cu el să facem așa o nebunie. Ia-le mă, Bruno Costa, mijlocașul nostru, bă, două boabe. Opa! Opa, ce-am luat eu aici, bro?
Două goluri în mijlocaș. Forțao. Bun, 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 bun. Tot așa, bro. Tot așa. I need to... Blah, 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 blah. Give me another chance to prove them. Blah, blah, blah. A, da, cum l-am pus pe loan. Mă, nu contează. Să sperăm că va veni și pentru el un loan. Ok. Frankfurt. Ii, ce vrei să fii rezervă? Dic și 2 ani. Bă, ce mă credeți mai aici? Că îl dau la Frankfurt să fie rezervă? Bă, dacă îl dau, îl dau să fie titular, man. Ia sta, Derian, hai, bă, bă, pe parte îmi place că prinde echipe de astea cu nume. Și cred că și lui ar place, dar nu cred că i-ar place să fie rezervă la respectivele echipe. Că dacă l-aș fi pus transfer listed, nu oare ar mai fi venit acele echipe? Și uite-l din nou pe Bruno Costa, și acolo pe Bruma. Bă, cei doi portughezi, frate, Bruno Costa și Bruma. Avem acolo așa un link de la verde, știi, perfect link, cum era pe vremuri cu chemistry-ul. Oh, în sfârșit. Ok, hai să vedem aici meciuri din nou de astea de calificare de baraj pentru Conference League. What? Shamrock Rovers? Minutul 14 deja ne conduce. Ui, este nasol. Asta e rasol. Hai să-ți pasez. Bun. A venit omul nostru, Bruno Costa. Bruno Costa, ce slide tackle mi-a dat ăla! Dar ia! Nu! Frate, ce fază! Și de ce mi-a dat bolos? Că gen, îl recupera ăla. Ați văzut ce bine o sări cu așa la cap. Ok, hai Mertens. Aoleu, ce pas ai dat, bro. Ia să dăm aici o șansă din nou pentru echipa noastră. Aș putea să centrez. Hai să încerc. Gol! Yes! Donis! Bun, bun! Bă, serios? Așa repede ne-au dat iar gol? Come on! Ce dracu, trebuie să joc și faza aia de defensivă, mă! Ce dracu, bro! Ia un tiki-tac acolo! Și Donis! Băi, ce a apărat-o portarul! Oi, ce reflex au avut la faza aia! Hai din nou! 3, 2, 1, let's go, let's go, let's go! Foarte bine aici, Bruno Costa, Bruno Costa, frate, gata, s-a enervat Bruno Costa. S-a enervat Bruno Costa și o șutată fix în portar. A fost așa lent la faza asta, că te dusem un pic mai repede. Și a stat așa puțin pe gânduri, știi, până ajutează. Ia, Emers, Emers. Stai. Ia, că recuperăm și ne lasă. Și am pierdut-o eu. Fai, 2-1 cu ăștia, mă. Cu ăștia ar trebui să câștigăm 7-0, mă. Îți dai seama că meciul retur o să fie mult, mult mai greu. Un nou record în Liga 1 a României după cel mai scump jucător al Rapidului. Acum vine cel mai scump jucător vândut al Rapidului. Acum vine cel mai scump jucător cumpărat al Rapidului. Știu, am dat o grămadă de bani pe ăsta, dar am zis că neapărat vreau alt jucător acolo pe poziția aia de LB. Am dat la vreo 20 de jucători scout. M-am tot uitat între ei care ar fi bun. Mulți au fost interesanți, mulți au fost nu prea. După care mă uitam, ia uite bă, ăsta cât vrea salariu, ăsta atâta, ăla atâta. Mulți au vrut în jur de 20. Și asta este, ne-am ales cu Christiansen, care cred eu că va fi un mare pas înainte, este și tânăr, deci ne va ajuta și pe departamentul acesta de evoluție, să-i spunem așa. Ceea ce este super bine venit. Bun, dacă ne uităm acum peste lot, este un lot frumos, este un lot corect, cred că așa ne vom duce, ca să fie din nou zic realist. Pe lângă faza de salarii, nici să nu facem 70 de milioane de transferuri, dacă știi cum zic. Și astea, depinde desigur, cum v-am mai zis, de ce oferte ne vor mai veni pe anumiți jucători. Pe ăsta îl mai păstrez cel puțin încă un sezon, excepție dacă vine un club chiar mare, mare, și într-adevăr Genk, practic e un club mare față de noi. Dar, am serios, Watford, nu, prefer să-l mai păstrez muncă de convingere, bă, de vei, stat un sezon la noi, mai stai așa, câte un pic, știi cum zic, și să vedem acum, meciul ăsta retur cu Shamrock Rovers. Bun, ia uite returul, să sperăm că vom reuși să facem marele comeback al Conference League.
și să ne calificăm în grupe, că într-adevăr așa ar fi și logic într-un fel, că dacă nu reușim din nou o calificare în grupa, un sezon nu-i problemă, știi, dar gândește-te, al doilea sezon, dacă nu reușești, deja automat ar trebui ăștia să zică, bă, gata, bă, redu ăsta din salarii, ia, șansă Donis, Donis, mă, despre asta vorbim, foarte bine, aici o șansă, din nou, penalti, în ultimii timp deja mă pricep la penaltiuri, dar în career mode, sincer, nu știu ce să vă zic. Da, ok, vom da cu ciclul 2 atunci. El este cel mai bun la penaltiuri. Și este gol! Foarte bine, am avut emoții aici în career mode. Dățile trecute când tot jucam, era foarte nasol, era greu să dai gol din penalti, dar bine, nu contează. M-am mai specializat, dacă știi cum zic. Ce rău am dat-o. Și 3-2 așa, la 2-0 ne calificăm mai departe. Avem multe ocazii, cum este și logic. Noi suntem o echipă mult mai bună, se vede și pe teren. Shamrock Rovers, fraților, că ia uite-l și pe Donis, un tap-in. Nu știu ce s-a întâmplat în primul match. 3-0 acum, ăsta este scorul. Shamrock Rovers, totuși, dacă mă uit, rețin echipa când vreau să fac cea mai, cred mă duc cu cea mai slabă echipă din FIFA. Erau și ei pe acolo, nu era chiar cea mai slabă, nici nu știu dacă erau în 10 cele mai slabe, dar erau acolo, în acea listă, știi? Și gen cu jucători cu overall mic, ar fi fost culmea să ne scoată ăștia afară. Și, într-adevăr, ne-a ajutat foarte mult și acel penalti, Donis dublă, ce să mai zic, treabă bună. Ok, acum, să vedem ultimele 10 ore de transfer, după care... Da, vom juca din nou grupa ale Conference League. Chiar sunt curios ce grupă vom prinde. Sperăm să prindem o grupă accesibilă. Și azi de West Vai. Sion. Nu Sion. Dacă era echipa mai bună, poate că discutam. Băi, Albu, vezi? Știi ce? Poate l-aș putea vinde și apoi să-mi cumpăr altul de rezervă acolo pe CDM în locul lui Albu. Hai să încercăm să vedem, că nici nu l-am pus transfer listă, deci nu știu, nici nu știu cât să cer pe el, să vă zic sincer. Încercăm 1.000.000 să obținem pe el. 1.150.000, direct dau accept. Ok, e bine. E bine de tot, Albu. Ia uite, un transfer așa pe final, dar nici nu știu dacă eu am jucători pe CDM așa și garantat cu scouterii, nu mai am ce să caut. Da, să vedem dacă pleacă. Da, aia că a plecat, aia că scrie acolo în latest deals. Aia că ne și arată cutscene-ul. Ok, deci Albu s-a transferat la Vizela. Un transfer? Nici nu știu ce să zic. Vizela nu joacă în conference și de astea. Dar în ultima perioadă Albu clar era numai rezervă. Deci, nici eu nu știu să zic. E bine sau nu e bine? Ok, în rest, uite că n-au venit oferte bune de loan pentru omul nostru moldovan. Cred că va rămâne cu noi. Wow, fii atent aici, o surpriză. FC Barcelona se află în Conference League. Bă, n-ai cu... ce-ai făcut, bă, băiete, bă? Vai, senzațională fața. De n-ar fi s-o târziu seara, aș râde în hohote mari, dar filmez momentul acesta destul de târziu acest episod, deci îmi cer scuze. Iar aici este grupa noastră, cu Newcastle, wow, greu, cu Brondi și cu Aberdeen. Na, gata. Deci dacă din grupa asta nu trec de pe locul 2, nu știu ce să zic. Avem șanse mari, zic eu. Hai să vedem acum în acest match împotriva celor de la Newcastle cum ne vom descurca și să sperăm că ne vom descurca bine. Știi cum zic? Wink, wink. Hai. Încarcă-te să vedem. Newcastle, care e curios cum a ajuns ăștia în conference, că în realitate joacă foarte bine, chiar foarte bine, în top 5 în Premier League, dacă nu mă înșel. Și da, ia uite ce trubol către Sefer.
Sefer! Bine, bro! 1-1! Adică nu ne lăsăm, nu ne lăsăm așa ușor. Bravo, băieți, bravo, băieți. Haide aici, hai la scurtă. Hai la scurtă că sunt praf la loviturile astea de corner. Vezi de Bruno Costa. A venit ăla pe noi. Bun, pe contraatac. La începutul cele de-a doua reprize, scorul continuă să fie 1-1. Ceea ce este un scor foarte bun pentru noi împotriva unei echipe așa puternice. Donis! Dar apără Dubravka! Și Newcastle ne bate 2-1. Da! Nu înțeleg jocul ăsta. Dar, da, cred că cu toții ne așteptam la un eșec, dar bă, totuși aveam acel egal în mână. Îmi cer scuze din nou, ca și un reflex, am dat play game, așa, click, click, repede, next, și am intrat în match și, da, mi-am dat seama ce prostie am făcut și așa, am dat sim, ia uite, Bruma și Bruno Costa, cei care au înscris și, ia uite, am avut mare noroc, Florinel Coma, da, că știu că l-am pe shortlist, care a ajuns la Brondi, a dat gol în minutul 67, dar a fost anulat, disallowed. Bine de tot, victoria aici vs. Brondi, 2-1. Haide că încă avem speranțe. Adică cum să nu? Trebuie, locul 2, acolo. Ok. Nu-mi zic că din nou am Îmi cer scuze, dar ia uite că de data asta nu ne-a ieșit. Aberdeen ne-a bătut 2-1, gol Sefer acolo, dar degeaba. Ok, de data asta am prins-o. Attack only. Bun, hai să vedem ce vom face aici. Aberdeen, ne dorim revanșa versus această echipă care nu vine să cred că și prin sim ne-a bătut. Sefer aici, o pasă superbă către Donis! Cum să rateze din acea poziție Donis? Este imposibil. Este zeul grecilor. Ce să mai... Ia, hai să vedem acum. Pe contraatac, așa e? Da, ciclidău. Ia, îl văd acolo pe Sefer. Foarte bine, numai că Sefer zici că și-a pierdut pace-ul pe drum și... Da, i-au pleznit ăștia. Ok, hai să dăm corner. Hai, mai repede, bă, tot 3-2-1, hai. Hai pe scurt. Hai pe scurt, băiatul. Ia uite așa. Foarte bine, Bruno Costa. Așa, un pas... nu-i ca în ultimei timp, așa e. Ce, 1-1? Bă... Ale arbitru, lol. Prinde. Dic ball lost. Că prin slide tackle ăla rezolvam problema. Și era mingea încă la noi. Ai. Azi dăm acum. Mertens. Pasă lungă, dar... Da, îmi place că 1-1 și acum Aberdeen a luat și un roșu. 1-1 cu Aberdeen. Nașpa. Facem noi cumva și... Doamne, să întoarcem cumva. Bun, hai să vedem. Newcastle, let's go. Măcar un egal dacă scoatem aici și sunt foarte happy. Hai, încercăm o centrare de data asta. Hai să încercăm și să centrăm. Chiar dacă nu ne-a ieșit până acum mai niciodată. Mai tare așa, un pic da de așa, ia, YOLO. Hei, că nu i-a dat ball lost. Ia, că se continuă faza. Ok. Bun. Ia ce intrare. Ai. E greu. Newcastle ne-a dat gol. Ne-a dat gol în minutul 36. Dar ia uite. Ce șansă avem aici. Opa. Hai Donis. Gol. Gol. Bă. 2-1. Damn it. Bă, mai îmi trebuie încă vreo 3 de Donis în echipă. Așa frumos, uite Bruno Costa. Ai, cum ai pierdut-o, bro? Ia, Donis, 5 goluri, 7 meciuri, am văzut bine. Nice. Hai să dăm poate un egal acum așa pe final. Ok, bravo Bruno. Bruno, hai, Donis, nu. Vai, ce ușor m-a deposedat. Și Newcastle a luat cartonașul roșu și tot pierdem 2-1. Ha, ca și celălalt meci, ha?
Da, nu cred că are rost. Ia uite, să zicem că câștigăm meciul ăsta cu Brondi, ea rămâne la 8 puncte, apoi mergi direct între Aberdeen și United. Să zicem că printr-un miracol câștigă Aberdeen și Newcastle rămâne la, Newcastle United rămâne la poziția 2 cu 8 puncte, noi avem 4, câștigăm 4 cu 3, 7, deci n-are rost, n-are rost. Voi da sim la acest meci. Trist, sincer, sunt trist și simt că ar fi trebuit să câștig anumite meciuri, dar na, ce să-i și faci. Poate sezonul viitor, că poate de sezonul viitor lăsăm să simulăm așa cap-coadă și să fie mai surprinzător pentru noi toți. Și am reușit să dau short loan pe George Marin la Vales Sarsfield. Să sperăm că îl va ajuta, știi, deci se va duce de-abia din iarnă, când se deschide perioada asta de transferuri de iarnă. Se va duce acolo și să vedem noi după aia ce și cum va fi. Oricum, ia uite, mai băgăm niște tineret pe aici, poate o să mai fac și eu așa un mic stop pe parcursul sezonului, știi, să nu pierdem din ei. Ce asta? Auer Mabil, approached us directly, claiming that... Oh, deci s-a pus Mabil pe transfer list. Aha, deci de asta tot vine oferta, am în ultima perioadă. Și ia uite ce bine că ne-am uitat. Porto, chiar că e o echipă foarte mare, care, indiferent dacă era el transfer listed sau nu, aș fi intrat la negocieri cu Porto, că na, e Porto, bro. Și totuși, pentru el ar fi un transfer imens. Nici că nu o să-mi bag joc. Hai să încercăm măcar 500, să fie așa rotund, perfect, și ăla e. Mabil, jucător australian venit free agent, acum la un pas de a merge la Porto, bro. Bravo lui, bravo lui. Și gata, sezonul, hai să vedem așa, la relegation, deci la play-out, Mioveni-Chiu Cluj a retrogradat, Petrolul ar juca la baraj. Wow, Universitatea Craiova este în play-out și n-au prins, uite, primele două locuri. Farul Constanța și Argeș sunt acele echipe. În sfârșit. Da, mă. Despre asta vorbesc. În sfârșit câștigăm Liga 1 a României. Al treilea sezon a fost cu noroc pentru noi și, uite, câștigăm aici la o diferență destul de mare de puncte. Uite, față de FCSB, 17 puncte, bro. Wow. Și totuși în play-off a reușit să se califice Chindia, Sepsi și Hărmașstad. Wow! Ce chestie! Așa, în rest, cred că de cupă am picat repede, da, într-adevăr. Cupa națională câștigată Faru, felicitări Faru. Playoffs, în rest... da, am zis că oricum să nu ne uităm, da, ca și... Wow, a ajuns Milan în finală! Dar știți bine, și data trecută am uitat să ne uităm dacă au fost echipe din România, prin Champions League, prin Europa League și așa mai departe, așa că hai să ne uităm acum să nu mai uităm. În Champions League n-a fost nici echipe din România. Borussia Dortmund, uite, câștigă Europa League. Hai să vedem în Europa dacă a fost vreo echipă din România. Sevilla, Praga, așa, nu. FCSB a ajuns în grupe, dar din păcate doar pe locul 3, într-adevăr, a fost o grupă grea cu Rangers, Salzburg și Everton. Într-adevăr, nici eu nu cred că reușeam cea mai bine de atât. Bravo lor, oricum. Hai să dăm în Conference League. Conference League, ia uite, Newcastle, cu care am fost noi în grupe, a ajuns până în finală, unde a fost bătut de Young Boys. Și Barcelona a ajuns... Nici măcar în semifinale a ajuns în optimi și a bătut-o Aze Ankmar pe Barcelona. Nu. Wow. Trebuie să văd Barcelona, frate, ce-i cu lotul lor? Au vândut jucători? Ce s-a întâmplat acolo? În rest, în conference, nu avem altă echipă din România, noi am fost singurii. Na bun, hai să vedem acum la Squad Hub, la statistici și evoluări. Vedem aici portalul nostru polonez, un plus 2, 77 overall în momentul de față. Am reușit să-l împrumut per final și pe moldovanul la Feyenoord, dar n-a evoluat, n-a nici involuat, deci hey, e ok. Hai să vedem așa, Florin Ștefanu plus 1,
Ia uite, omul nostru pe LB pe care am dat o sumă considerabilă, mă, care evoluează. Ia uite, omul nostru din Danemarca, 79 overall, bine bro, 4 puncte acolo în evoluție, super tare. Ignat, nu cred că a evoluat aici, nu cred că a jucat la pista Gliwice. S-ar putea să-l chem înapoi, nu știu dacă a fost un an sau doi. Caldera continuă și el se vreze de pe bancă de rezerve, 74 overall, foarte bine. Ștefan Criște a venit de la bază de junior, ia uite și el un plus 3, 67 overall. Cred că voi abandona treaba asta cu juniorii, niciodată nu mi-a plăcut. Acum am făcut-o numai să mă dea rapid afară, că a avut presiuni foarte mari pe treaba asta cu jucătorii tineri. Sper că acum din sezonele viitoare știi să fie mai important tocmai cupa, conference-ul și așa mai departe. Bun, Brabec, care uite, a stat la noi 3 ani, deja au trecut 3 ani de când este Brabec la noi, 32 de ani, și a continuat și la 32 de ani să evolueze, plus 1, 77 overall, fantastic. Paul Iacob plus 1, ia uite, Koulibaly un plus 1, Onea un plus 1, ăștia îmi place că tot timpul a fost la egalitate de overall. Și înainte erau 71, am un 72. Ia uite-l pe Daniel Mertens, foarte bine CDM-ul nostru, 76 overall, super tare asta. Hai să vedem mai departe, se cea la banca de la juniori. Cred că pe ăsta, la Varta Poznan, l-am împrumutat timp de 2 ani. Și aici este ok că l-am împrumutat 2 ani, am la 61 overall, da, de o să joace. Bruno Costa, cred eu că a fost cel mai bun transfer al meu sezonul ăsta, bine, dacă e ca și jucător, o să vedem imediat ca și goluri, asisturi, dar l-am tot văzut acolo, știi, cu gol, cu asist, cred că el e, dar așa, clar, LB-ul ăla e nebunie curată. Bun, trecem mai departe, Cicldău, ia uite, un plus 1, așa consistent, cât un plus 1, cât un plus 1, e bine, 74, bravo lui. Ăștia doi n-au mai evoluat, s-au oprit, dar n-am, măcar erau rezerve decente. Păi noi, eu nu mă așteptam să nu joace la Vizela, doar un plus 1, parcă mă așteptam la cea mai mult, ia uite, și Iordache la ăștia doar un plus 2, tristuc într-un fel. Ia uite-l și pe Bruma, care a evoluat un plus 1 la 30 de ani, e bine. Despa la Fecean doar un plus 1, bro. Ia uite-l pe ăsta, mă, pe moldovanul nostru împrumutat la Vale Sarsfield, nu știu, pe undeva acolo, Argentina, Uruguay, dracu, știi? Ea a evoluat acolo, de cum sună asta, un moldovean în Argentina. Holy, și cum sună asta? Trecem mai departe, Antonio Sefer continuă să evolueze, 79 overall, un plus 4, bravo lui. Stal, iar și-a prins nasol acolo loan-ul. Ei, ia uite-l, inegalabilul, incredibilul, Donis, deja 70 overall. Bine, bro, cred că deja, cred că mai mult ca sigur, deja e chemat la națională, dacă știi cum zic. Ok, în rest sunt iarăși juniori. Îți dăm la stats-uri. Golgeterul absolut al nostru a fost Donis, ce surpriză, nu? 22 de goluri, urmat de Cicldău cu 16 și v-am zis că l-am văzut de multe ori când simulam, 16 goluri Bruno Costa. Pentru un CM, omul ăsta e genial. Fantastic ce stats-uri are. Și Sefer așa, 13 goluri, Bruma doar 9 față de sezonul trecut acolo cum era cu Donis, Sefer și respectiv ăsta la alt, de l-am vândut la Lazio. Numai 9 goluri, bro. Slăbuț, s-ar putea să-l vând. Dacă și LB-ul a dat 5 goluri, e cam clar. Hai să vedem la asisturi, Cicldău numărul 1, foarte bine așa să fie tot timpul. Bruma cu 8 asisturi, uite, plăcu 2, Costa cu 7 și CDM-ul Mertens cu 4, Donis cu 4, Sefer cu 3. Dacă ne uităm la financial, cel mai scump jucător al nostru este, wow, Christiansen. 168% i-a crescut cota pe transfer. Bă, este evaluat la 21,5. 21 de milioane, bro. Wow. Și după care este Sefer. Ia uite, hai să-mi rotunjim, vă rog, frumos. 20 de milioane Sefer. Mertens, CDM-ul 15 milioane, Costa 14, polonezul ăsta că, portar 10 milioane, bă, la 32 de ani, Brabec 7 milioane, uite, cu 40% a crescut cota, și ăsta e 7 milioane, moldovanul e 6 milioane, rezerva noastră de CB care ar trebui să-l pun ca titular, aproape 5 milioane, Cicldău 4,5, ăsta moldovanul 3,6 și așa mai departe.
Wow! Ce mișto, bro! Serios, ce mișto, ce echipă ne-am făcut aici. Azi în Liga 1 a României, top scorer, surprinzător, a fost unul de la Chindia Popa, urmat de Paraschiv de la Hermannstadt, Yeboah de la CFR Cluj și de-abia apoi omul nostru, Donis, cu 17 goluri. Iar mai avem acolo și pe Costa cu 15, Cicâldău și el 14 goluri, bravo Cicâldău, și acolo Sefer 11. La asisturi, clar, asistul asisturilor, ce să mai zic, Cicâldău, bravo bro. Portari, cum ne-a descurcat la portari, e polonezul nostru numai 5 meciuri fără gol primit. Ii, auci. Da, cam asta a fost. E binișor, e binișor. Din nou în grupe, a făcut o treabă bună, avem jucători care au deja scotați chiar foarte bine, chiar scump. Și scuros următorul episod, ce ne va aduce, ce provocări, cine se va transfera și desigur și ce vom transfera noi. Vreau neapărat acolo pe partea asta de apărarea, cum am acum lăbul ăla, vreau să schimb și pe Onea cu unul mai bun. Și mai mult că sigur asta deja își merită locul de titular aici, 74, ia uite cum, știi cum zic. Și cine știe, poate și Donis, dar totuși foarte multe goluri dă, dar așa în Conference League poate ne trece mai bun, eu știu, ce părere aveți. Hai, ne auzim pe data viitoare, mulțumesc foarte mult că v-ați uitat și dacă ați uitat de să apăsați acel click pe butonul de like, faceți-o chiar acum și ne auzim pe data viitoare, numai bine, pa, pa!